scris Dan din Cluj, care spune: greva din educație a rezolvat problema traficului. Se cere, zici că e vacanță. E vacanță. Și e un fel de vacanță. Înțeleg că liderii sindicali nu s-au înțeles cu guvernul și astăzi avem grevă în educație. Nu în toată educația, că uite, am niște vecini care au copii la școli private și care merg la școală, pentru că, mă rog. Și la școlile de stat se fac anumite ore, pentru că sunt unii profesori neafiliați sindicatelor care protestează zilele astea. Pentru copii au fost mari emoții ieri, că le era frică să nu se înțeleagă cu guvernul și să pice greva, că știi cum e. Copiii au vacanță, adică e o situație de sentimente amestecate, cum zice englezul. Băi, în anii 90 eu am prins greve de-astea. A fost aia cea mai mare, care a durat o lună sau nu știu cât, acum 20 de ani, pe care am prins-o noi. O lună, că au venit profesorii și am mai făcut școală, ușor, ușor. Da, da, s-a făcut școală. Dar când era câte un zvon de-asta, s-ar putea să facă profesorii grevă? Da, e bucuria copiilor, însă acum este și un moment delicat, ne apropiem de examene, la capătul unui an în care am experimentat prima oară săptămâna verde, pe lângă săptămâna altfel, uh-huh. Adică practic în luna trecută copiii cred că au făcut vreo săptămână de școală, că a fost și vacanța de Paște și săptămâna altfel și săptămână verde, se pierde foarte mult timp la școală la noi. Avem evaluare, avem bac, avem de toate. Exact. Oamenii sunt împărțiți în momentul ăsta, așa, opinia publică, să zic. Vedem și pe mesaje la noi, vedem și în jurul nostru, pe la apropiați. Unii susțin pe profesori și spun că trebuie să primească obligatoriu mai mulți bani, pentru că nu e normal ca un învățător, de exemplu, să fie mai, să câștige mai puțin bani decât un șofer de taxi sau de Uber, sau să câștige la fel cum câștigă un casier, nu e firesc. Uh-huh. Pe de altă parte, sunt mulți oameni care contestă protestul ăsta al profesorilor pe motiv că fac meditații și că n-ar merita să câștige mai mulți bani atât timp cât nu livrează ceea ce trebuie la școală și că toți copiii au nevoie de pregătire paralelă pentru a face față examenelor. Și asta vrem să discutăm în dimineața asta și cu voi, prieteni, la 0372069599 sau mesaje 0728312. Cum vă poziționați în momentul ăsta față de protestul profesorilor, asta unul la mână și doi la mână, cum vă descurcați cu copiii? Ce faceți astăzi? Da, adică cum ați rezolvat problema? Fie bunici, fie ați luat cu voi la serviciu, fie ați trimis la școală, că poate sunt școli care permit chestia asta. Nu, dar sunt școli unde e prezența obligatorie și copiii trebuie să meargă și să stea acolo pe parcursul grevei, nu se fac ore, dar copiii trebuie să fie prezenți la școală, altfel li se pun absențe. Așa știu că e și la film, de exemplu, care se duce azi, are oră efectiv, el începe normal la ora 12 și are până la 18. Și azi are de la 17 la 18 o materie la care profesorul nu este în grevă și vrea să se ducă să îl și asculte, să ia o notă cu ocazia asta. Și dacă sunteți profesori, ne puteți suna 0372069599. Mai ales dacă sunteți profesori. Ce faceți? Profesori. Cum decurge greva astăzi? Altfel și în București, cred că se circulă ceva mai bine și peste tot 100%. În țară. Deci avem și o veste bună. Vă așteptăm 0372069599. Ne-am întors în deșteptarea cu mesajele și cu telefoanele de la voi. Ne-ați întrebat pe WhatsApp unde e Vlad. Păi, nu-i spunem noi, domn profesor, e în grevă și el. Vlad are o zi liberă cât să sărbătorească weekendul. Da, da, da. De data asta. Bine. Foarte multe mesaje, cum era de așteptat și cum spuneam, lumea este împărțită. Uite, ne scrie Val, de exemplu, care spune: salarii mai mari pentru profesori. Da, grevă nu. Fă grevă la începutul anului școlar, nu când mai au copiii zile până la BAC și nu au situațiile încheiate, etc. Egoiști și irresponsabili profesorii le fac rău și copiilor lor, care poate sunt în sistem. Pe de altă parte însă, cum vă spuneam, perspectiva elevului, ne-a scris Emanuel, zice: la liceul C.A. Rossetti din Constanța nu se ține grevă, ceea ce mă supără grav fiind elev. Mai e și perspectiva profesorului, ți-o dau eu, aceea că dacă ar face toate nebuniile astea într-o perioadă normală a anului, nu i-ar lua nimeni în seamă. Hai să ascultăm și un mesaj. Neața băieți, Cătălina din Brașov. Să știți că în Brașov, de exemplu, eu am două fete. Una este în grevă, adică nu merge la școală, și cealaltă merge la școală, clasa 9. Deci nu toți profesorii fac grevă. O zi bună!
E foarte posibil ca o parte din profesorii respectivi să nu fie înscriși într-unul din sindicatele care fac grevă în această dimineață. Și atunci se explică și asta. Eu zic că profesorii ar trebui să-și pună întrebări. De ce se bucură copiii că e grevă? Asta e cea mai mare problemă. Da, mulțumim. Hai să stăm de vorbă cu Daniel. Bună dimineața! Bună dimineața, prof de mate vă deranjează. Bună dimineața, domn profesor! Da, eu sunt în drum spre școală, chiar dacă am semnat pentru grevă și teoretic fac grevă, eu îmi fac orele, că nu permite să țin copiii de clasa 8-a și pe cei de clasa 6-a, care iubesc foarte mult, fără orele de matematică. Jos pălăria! Chiar dacă ei poate se supără puțin, dar totul facem, adică eu personal fac pentru ei. Foarte frumos. Nu pot să-i las înainte de examenul de clasa 8, un examen foarte important, să-i las fără, nu știu, fără matematică. Considerați că ar fi fost mai bine dacă nu s-ar fi ales perioada asta pentru grevă, ci s-ar fi ales undeva în septembrie, la începutul anului școlar? Păi, iar este o chestie care nu putem să discutăm, adică de ce? Pentru că dacă o făceam în septembrie, sigur era de durată. Uh-huh. Exact cum s-a spus mai devreme, nu ne băga nimeni în seamă. Și atunci ce să facem? Să stăm 3 luni în grevă? Pentru mine nu e problemă, că nu trec din învățământ. Problema este pentru cei care au rate, vă dați seama, nu pot să stau o lună, două, fără salarii. Deci, guvernanții s-ar fi dorit în septembrie pentru că nu ne-ar fi băgat în seamă vreo două luni, ar fi făcut o economie mare la buget. Și zis, lăsați că o să le dăm noi, o să le dăm din 1 ianuarie. Da, salariile sunt foarte mici. Am soția învățătoare și câștigă cât o casieră de la un supermarket. Cât adică net? Soția mea câștigă 3300 de lei net. Da. Soția face grevă azi sau merge la școală? Și, da, plus că nu avem, trebuie să ne cumpărăm cărți, culegeri și toate cele, eu trebuie să le cumpăr din banii mei personali. Deci nu am primit niciun ban, nici în, să știți că nici în pandemie. Am făcut o investiție, mi-am cumpărat și pentru mine și pentru soția mea laptopuri de ultimă generație pe care am cheltuit vreo 10.000 de lei, cu touchscreen și cu toate cele. Nu ne-a întrebat nimeni de la școală, aveți cu ce să predați? Zice, nu, de mâine trebuie să intrați online și atât. De acord. Daniel, mulțumim pentru opinia ta. Nu, și cred că nimeni nu poate să nu fie de acord că 3300 de lei pentru un învățător este un salariu de mizerie. Mic. Adică, așa, sigur că lumea mereu se raportează în situațiile astea la meditații, la profesorii care mai câștigă pe lângă. Nu despre asta e vorba. Întotdeauna se întâmplă așa, știi? Și când e vorba de sistemul medical, oamenii se raportează la ce le convine, știi? Dă-i, domne, încolo că fac meditații, au vacanță vara. Se raportează la ce se vede. Nu, practic, e așa. Da. Simona, bună dimineața! Bună dimineața! Tocmai am parcat în fața școlii. Eu ești profesor? Nu ești în grevă? De ce? De ce nu ești în grevă? Pentru că s-a pierdut foarte mult în timpul anului școlar cu alte cele și consider că două ore în plus de română și matematică la a patra, care vor merge în a cincea, le prinde foarte bine. Uh-huh. Nu că nu mi-ar trebui și mie niște bănuți, mi-ar trebui. Iar raportat la meditație, aș vrea să înțeleagă toată lumea că un copil care un profesor care face meditații, face tot din timpul său, adică este un al doilea job, plătește niște bani la ANAF, iar un profesor care este are conștiința, nu și-a copilul de la clasa sa. Dacă ține un copil de la altă clasă, nu este din atac în acea clasă nu s-a predat. Corect. Adică și eu anul trecut mi-a fost mai greu și simțul ne-a mai luat încă un job de 4 ore part-time și mă duceam încă în fiecare zi la un restaurant, sincer, l-am pachetat 4 ore după masă. Asta este, deci. Dar să știți că în societate circulă ipoteza asta că nu se face școală așa cum trebuie, că practic profesorii sunt vorbiți cumva, sau există o înțelegere tacită, și nu se face școală cum trebuie, ca practic să încurajeze meditațiile, știți? Asta e perspectiva foarte multor oameni, din păcate. Nu trebuie să generalizăm. Evident că nu. Evident că nu, dar știți cum e? Lumea vorbește. Vorbește. Mulțumim, Simona, și spor la școală astăzi. Marius e profesor. Bună dimineața! Bună dimineața, bună, Marius! Bună dimineața! Tocmai și eu ce am parcat în fața școlii. Ce predai, Marius? Educație fizică și sport. Uh-huh. Din să menționez că nu sunt în sindicat, n-am fost niciodată, dar toate astea am aderat la grevă. Ok. Și tocmai ce faci astăzi la școală? Astăzi ne strângem doar în cancelare. Din ce observ, nu avem copii în curtea școlii. Uh-huh. Deci părinții au înțeles mesajul nostru și n-au trimis copiii la școală. Și așteptăm o rezolvare de la guvern cât mai repede posibilă. Nici nouă nu ne convine situația și nici părinților.
dar chiar nu se mai poate așa. Adică cu gradul 2 să ai puțin peste 3.000 de lei. Vorba cuiva. Câștigă un casier de la Ocean mai mult. Și dacă tot o dăm și vorbim și pe partea cealaltă legat de performanță, judecați dumneavoastră performanța. Performanța cum o măsurăm? Să duci un copil de la 9 la nota 10 sau să duci un copil de la nota 5 la nota 7? Unde e mai mare performanța? Eu consider că în partea de jos ar fi mai mare performanță. Bravo. Marius, dar am o curiozitate. Care e diferența între un profesor grevist afiliat la un sindicat și un profesor, cum e cazul tău, care nu face parte dintr-un sindicat, dar totuși face această grevă? Adică tu îți asumi un risc mai mare sau care e diferența? Sincer să spun, nu știu care e diferența. Eu doar din colegialitate m-am afiliat. Nu de frica ca să nu fiu catalogat spărgător de grevă. Pentru mine nu există așa ceva. Doar din colegialitate, la noi în școală, peste 90% dintre profesori, poate și mai mult, fac grevă. Okay. Marius, spune-mi cum te descurci. Tu ești unul din profesorii care, dacă mă prind eu bine, nu dai meditații. Corect. Am vrut să atingem și subiectul acesta. Deci nu toată lumea dă meditații. Uh-huh. Am și un alt extra job. Am în privat, lucrez și în privat cu o firmă, am o firmă producătoare de peleți. Și norocul meu e cam acesta, că altfel, ținând cont de robor, acum un an plăteam rată 1400, acum plătesc 2200. Da. Din 3000 scădeți dumneavoastră 2200, plus că mai fac și naveta 60 de kilometri zilnic. Deci aș fi fost pe lângă subiectul. Ar fi trebuit să trăiesc în școală. Mă bucur tare mult că ai intrat în direct astăzi cu noi, doar ca să demonstrezi cam câte lucruri face un profesor pe lângă și câte sacrificii face, inclusiv pentru a fi profesor. Ca să nu mai vorbim, știi? Că de obicei se vorbește așa. Și sunt vremuri foarte grele și mulți dintre noi nu le percepem așa cum ar trebui, adică nu suntem conștienți de realitate. Și iată un exemplu, casiera câștigă 1700 de lei, nu 3000 de lei, domnilor, ne scrie cineva, un om a cărui soție este casieră, altcineva ne scrie că un casier muncește câte 10-12 ore pe zi, spre deosebire de profesor, și că nu este corectă comparația. Mulțumim pentru mesaje, pentru telefoane. Din păcate, timpul e foarte scurt, ca în fiecare dimineață, dar ne întoarcem la 8 cu știrile Europa FM.